despre Valens, cel căzut în patima trufiei. Acest Valens era de neam din Palestina. Avea patima trufiei, patimă urâtă și condamnată de Sfântul Apostol Pavel. Valens s-a așezat în pustie, unde a viețuit câțiva ani alături de noi a ajuns la atâta trufie încât diavolul l-a făcut să creadă că s-a învrednicit să vorbească cu îngerii Domnului. Ne-a povestit că într-o noapte, cosând un coș pe întuneric, a scăpat un dreaua, iar diavolul a prins o făclie și a reușit să o găsească. Dar fiind cuprins de trufie, a crezut că îngerii au făcut lumină tot din cauza acestei patimi a renunțat să se mai împărtășească cu preacuratul trup și sânge. Odată un străin a adus niște poame la schit. Sfântul Macari, economul, ne-a trimis fiecăruia la chilie câte un pumn de poame, între care și lui Valens, însă acesta s-a mâniat, l-a bagiocorit și l-a bătut pe cel trimis zicându-i, spunei lui Macarie că eu nu sunt mai prejos decât el. Deci, să a trimită și mie hrană drept binecuvântare. Atunci, fericitul Macarie, știind că Valens este înșelat de patima trufiei, s-a dus a doua zi la el și i-a spus: Valens, ai ajuns bagiocura diavolilor. Îndreptează-te. Însă, acela s-a mâniat și a fugit. Deci, Diavolul fiind încredințat că a reușit să lege pe Valens cu această patimă, i s-au arătat într-o noapte o mie de diavoli, în chip de îngeri luminați, ținând în mâini făclii aprinse. Aceștia mergeau după Valens, iar căpetenia lor, întruchipată în mântuitorul, stătea înaintea lor. Hristos te iubește pentru viețuirea ta cea curată și vine să te cerceteze. Deci, ieși din chilia ta și închină-te lui, iar apoi întoarce-te. Și văzând trufașul această ceată de îngeri cu făclii aprinse, a căzut în genunchi și s-a închinat diavolului. A doua zi, ieșindu-și din fire, intră în biserică unde erau adunați toți frații și strigă, Eu nu mai am nevoie de Sfânta Împărtășanie, pentru că l-am văzut pe însuși Iisus Hristos. Atunci frații l-au legat și l-au ținut așa un an, timp în care au făcut rugăciuni către Domnul să ierte această rătăcire. Astfel, prin rugăciunile acelor cuvioși părinți, nevrednicul Vales s-a înțelepțit și s-a pocăit. Acestea auzind, să luați aminte și să vă păziți de vise, de gânduri izvorite dintr-o oarecare patimă și să vă socotiți pe voi ca cei mai păcătoși și mai răi dintre oameni, precum a zis Mântuitorul. Cine se va înălța pe sine, se va smeri, și cine se va smeri pe sine, se va înălța. Și dacă vi se întâmplă să faceți o faptă plăcută lui Dumnezeu, să nu vă lăsați cuprinși de trufin.